În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, venim nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbărește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bunul nostru Mântuitor și Păstor Iisus, mulțumim din toată inima pentru seara aceasta și pentru toată viața noastră trăită până în clipele de față. Mulțumim că ne-ai ajutat să ajungem aici, mulțumim pentru strângerea la oaltă. Te rugăm, Doamne, să ne ierți pe fiecare dintre noi, pentru felul în care poate de atâtea ori te-am întristat până în clipa de față. Dar îți mulțumim dragostei și iertării Tale. Îți mulțumim că Tu privești cu îndurare la noi și că Tu ne ajuți pe fiecare dintre noi să ne ridicăm și ne-ai ajutat de atâtea ori să ne ridicăm din stări jalnice, din stări de căzute. Tu ești Cel care ți-ai făcut loc printre stânci și până în fund de voi adânci și ai venit și ne-a ridicat pe noi oaia cea pierdută și cea rătăcită, oaia cea rănită de păcate și de greșeli și de fără de legi. Doamne Iisuse, dorim din toată inima să fim și noi printre oile alese, să facem și noi parte din staulul Tău, să ne aflăm în staulul Tău. Dorim să fim păstorii aceia care să nu intrăm în staulul Tău pe altă cale. Ajută-ne să nu fim niciodată furi și tâlhari. Ajută-ne să învățăm de la înaintașii noștri, de la Părintele Iosif și de la fratele Traian și de la toți înaintașii noștri dragi, care i-au iubit pe Tine, Păstorul cel bun, și au urmat pilda Ta și ți-au recunoscut glasul Său bun și deslușit, glasul Tău bun și deslușit, și l-au urmat atât de frumos cu viața lor. De la ei am învățat și am dorit tot mai mult să învățăm de la ei, că știm că n-am învățat de ajuns. Ce minunat! Ni te-au vestit ei pe Tine, Păstorul cel bun. Și ce minunat ne-au vorbit despre Tine, despre iertarea Ta, despre efortul pe care Tu l-ai făcut, despre jertfa Ta mare pe care ai făcut-o, ca să ne aduci și pe noi, pe toți, oile cele rătăcite, în staulul Tău. Doamne, dorim să fie un început bun, și seara aceasta, sau să se adauge și seara aceasta la promisiunile noastre bune și sfinte pe care ți le-am făcut de atâtea ori. Te rugăm pe Tine din toată inima să binecuvintezi gândul acesta nostru și dorința noastră sfântă de a pune cu adevărat un început bun vieții noastre. Mai ales că va urma o perioadă atât de frumoasă, o perioadă care are menirea aceasta să ne pregătească pentru ceea ce și noi dorim atât de mult. Ca să te putem însoți pe Tine, Mântuitorul nostru, care iarăși vin spre patima, să punem și noi umărul nostru la crucea Ta, dar îți mulțumim că Tu ne iei de atâtea ori crucile noastre, de fiecare dată ne iei crucile noastre. Ajută-ne să putem să Te urmăm pe Tine, fiecare dintre noi, să Te urmăm pe calea crucii Tale, fiecare dintre noi cu crucea noastră. Doamne Iisuse, Te rugăm, binecuvintează adunarea
din orașul Dej, pe frații noștri dragi și surorile noastre și familiile lor. Binecuvintează adunarea aceasta și toate adunările și toți frații noștri din această zonă, țării, familiile lor, copilașilor, pe frații mai în vârstă, pe surorile mai în vârstă, pe toți cei bolnavi din această adunare, din acest oraș. În brațul Tău îi încredințăm și ne încredințăm cu toții și peste toți cerem binecuvântarea Ta. Te slăvim pentru toate, pe Tine, Mântuitorul nostru, scump și drag, împreună cu Tatăl Tău cel Ceresc și al nostru și cu Duhul Sfânt, de acum și până în vecii vecilor. Amin. Doamne,